împărtăției Torul, binecuvintează-o stenelile celor ce împărtășesc știința. Primirea informației într-o diversitate de forme, prin metode moderne de învățare, constituie pentru copii o necesitate. Ei au astfel posibilitatea să recepteze deopotrivă, după puterea lor, datele științei, chiar dacă au dascăli diferiți, cu mai multă sau mai puțină vocație. Faptul acesta se constituie într-un act providențial prin care Dumnezeu ne ajută să-i primim înțelepciunea sa. Dumnezeu să vă binecuvinteze această trudă să puteți să împărtășiți știința copiilor, căci știința este lumină pentru sufletele lor. G cu operația de mai sus, G cu steluță, grupa venită. A doua întrebare. Se definește o funcție B, da? Se definește o funcție F definită pe el plus tea. F definită pe el plus, pe numele pozitive, steluță, fără zero, adică el plus, steluță sus. Așa, el plus tea. Avem de următoarea alegere. F de X egal cu A, X plus B. Să se găsească A și B, A și B egal semn de întrebare, A de B egal și B. Așa încât lasă zonul de desubt acolo ca să rămână spațiu pentru lucru, da? Aici. Deci A și B cine sunt? A, B egal semn de întrebare. Astfel încât G cu steluță, izomorf, G de lângă steluță, da, să fie grupul acesta, să fie izomor, cu el cu steluță cu mulțirea. Noi două. O să fie cuvinte. Izomor, da? Izomor, așa. Cu cine? Cu el plus steluță cu operația de mulțire. Așa. Deci să se determine așa pe să fie adevărate chestia. Mai des arătăm din grupa venia. Hai să vedem aici. Ce trebuie să arătăm de la artice? Mai întâi lege de compoziție. Oricare ar fi X și Y din G. Să rezulte că există compus cu Y ca pațin în G. X mai mare decât 3. Echivalent cu X minus 3 mai mare decât 0, deci Y minus 3 mai mare decât 0. Tragem bine și ne mulțim. X minus 3 pe lângă Y minus 3 mai mare strict decât 0. Adică echivalent XY minus 3X minus 3Y minus plus 9 mai mare ca 0. Adunăm un alt dimensiune în 3. Vine că y, 3x minus 3y. Asta cine din stânga? Legea din stânga este tocmai... Da. Deci rezultă că x plus y. X compus cu y. Aparține de la 3 la plus. Lege. Poate. Am arătat în felul ăsta că legea este, că aplicația definită este legea de compoziție. Și acum, să zicem, 2. Asociativitate. Da. Rezultă că X compus cu Y compus cu da.
minus x minus 2a plus 12. Plus 12. Și unde a învățat, a egal cu? Y plus 10. Scrie a egal cu, deci a, acolo. A egal cu. Y plus 10, care înseamnă? Acolo arată de cele două, aici mă. Și e gata aici pe departe, că locuiești pe alta, se va lăsa. Y, Z. Da. Minus 3, minus Z. Da. Minus 3X. Minus 3. Minus 3 pe lângă. XYZ minus 3YX 3XY minus 3YXZ da. Plus 12 sur X minus 3X minus 3YZ minus plus 9Y plus 90 minus 36 plus 12 egal sus, membru 1, se notează acolo, membru 1 egal cu XYZ XYZ minus 3XY da. Minus 3XZ minus 3YZ trebuie să fie apoi. Plus 12 noi x. Plus 9x, avem minus 3x. Plus 9x. Plus 9x, plus 9y. Plus 9z. Plus 9z. Minus 24. Minus? 24. Minus 24. Acesta a fost membru stere. Să ne opăm de membru drept al așa de diferenței. M2. Thank you.
1.24. Ce observă? Deci, din asta a doua apărată, după unul egal cu 1, 2. Da, noi făcăm egal cu 1 pentru 2. Adică legea este asociativă. Prima fost. Deci, membru stânga a fost ăsta calculat, membru dreptul a calculat pe oară. Deci, el zică membru stânga a calculat pe deci legea este asociativă. Mergem la următoarea proprietate și anume. Da? Existența elementului neutru. Oricare ar fi, există unic E aparține lui G, astfel încât E compus cu X, egal cu X compus cu la ce egal cu X. Da. Și pentru colegii, E compus cu E, X, poate ar trebui să facem comutativitate. Da? Nu e comutativ. Este comutativ, să vedeți în vedere de comutativ. X ori e egal cu Y, da? X compus cu Y egal cu Y. Atunci, nu mai e folosește Y compus cu X egal cu X. A, așa. Da. Acest X prim de unde trebuia să fie? Din G. Din G.
Deci exprimă asta, trebuie să te asigur că este din G. Spune, exprimă aparține lui, exprimă aparține lui G, echivalent, cu a spune că exprim mai mare decât 3 decât 3. Echivalent. Păi, vezi dacă este mai mare. 3x minus 8 sub A. X minus 3. Mai mare decât 3, echivalent cu A. Minus 3x plus 9. Plus 9, că este mai plus 3, da. Totul supra x minus 3, mai mare ca 0. Și asta înseamnă 3x cu 3x. 1 supra x minus 3, mai mare ca 0. Ce părere are? Cum este x-ul față de 3? Mai mare x-ul. Și atunci numitorul cum este? Ce fel de număr este? Mai mult. Și 1 supra un număr pozitiv? Deci e adevărat, cum e? Nu pare de zic adevărat. Deci e adevărat. Asta înseamnă că corect exprimă aparținul lui G. Și acum am arătat că toate elementele sunt simetrizabile. În felul ăsta am prezentat că la fiecare X există un X prim. Da? Te-ai schimbat pe X, alt X prim, alt X. Fiecare X are pe simetricul său. Bine. Ce putem spune? Abia acum putem trage concluzia că punctul 1 a fost rezolvat. G-ul de legea asta este grup abelian. Să ne ocupăm acum și să arătăm chestiunea următoare și anume, hai să vedem dacă cine este A-ul și B-ul încât să avem un număr fix. Chiar este să fie izomorf ăsta. Hai să zicem. G-ul steluță. G-ul steluță. Este izomorf. Izomorf cu el cu adunarea înmulțire, da? Figură. Da, ce mai da? F-ul ăsta este un morfism. Acolo. F este morfism. Morfism. Și asta îți traduc ce înseamnă morfism. În dedesubt să spune ce înseamnă morfism. F de F de F compus cu F de X compus cu Y. F depinde de la cine, bă? De la... unde a fost definită funcție? Definită pe R plus partea cu valori în G. Nu, definită pe R cu valori în G. Este cum a fost definită. Deci, funcția era definită pe... el plus cu valoare în G. Cu valoare în G. Asta înseamnă că luăm două elemente de aici din el și cu ce operație este? Cu mulțirea. Deci o spunem el de el de X compus cu Y din legea asta. Din grupul acesta. Deci mulțirea. E ca cu F de X Na. El de X este din G. Dar în G, ce operație este? Steluță. Deci compus cu F de Y. Asta înseamnă morfism. Deci, E compus după legea din domeniul de definiție, care este mulțirea, compusul imaginilor. Compusul imaginilor, dar din G, este acela. Ei, să facem acum, asta e morfism și 2, asta e pentru morfism și a doua chestiune, 1, deci 1 a fost morfismul. Și 2, bijecție, F bijectivă. F bijectivă. Bun. Hai să arătăm ce să arătăm mai întâi, morfism. Începem. F de. F de X ori egal cu... Păi, te uiți la lege. În loc de X ai acum X ori. E egal cu A ori X, Y. Plus B. Plus B. Asta este F de X ori. Și acum faci F de X compus cu F de Y. F de X.
Este ier de x compus cu ier de y. De unde aveți compunere? De acolo elemente. Cum se compun două elemente? Se înmulțesc. Deci vin ier de x ori ier de y. Minus 3 ier de x. Plus 12. Deci f de x compus cu f de y face f de x ori f de y minus 3 f de x minus 3 f de y plus 12. Acesta este cine? Și acum am locuiești. Cine este f de x-ul? Îl știi. Ax cine este f de x? Deci egal cu de desubt. Egal cu ax plus b. Totul pe lângă. Minus 3 pe lângă ax plus b. Minus 3 pe lângă ax plus b. Plus b. Da. Plus b. Exact. La punct de desubt. Exact. A pătrat. XY. XY. Y minus abx. Plus abx. Plus a cu y. Plus b pătrat. Plus b pătrat. Minus 3 a x. Minus 3 a x. Minus 3 b. Minus 3 a. 3 a y. 3 a y. Plus minus 3 b. Minus 3 b. Plus 12. Plus 12. Și egal cu de desubt, hai să ordonăm. Vine egal cu a pătrat xy. Genis. A, B, scoatem un x în tacă. Avem doi termeni. Plus x pe lângă. A, B. Minus 3, A. Plus y pe lângă. A, B. A, B. Minus... Tot 3 ani? Da. Minus 3 ani. Termen liber acum. Minus 6 ani. Plus B pătrat. Plus B pătrat acela care ți-a rămas. Minus 3 ani. Minus 6 ani. Minus 6 ani. Minus 6 ani. E minus 3 ani. Minus 6 ani. Cât? Plus 12. Plus 12. Poate un altul. Ei. Asta este. Deci, e de x ori e de y. Dar e de x compus cu e de y, nu are așa ceva. Iar e de x ori y, de fapt, are spus b. Și noi trebuie să avem așa. E de x, hai să scriem așa clar. E de x ori y, egal cu e de x, compus cu e de y. Ce ar fi echivalent cu? Și hai să scriem. Ce ar fi echivalent cu? A, X, Y. A, X, Y plus B. Egal cu toată bucata asta. A pătrat X, Y. Plus X pe lângă. Plus. Dar care este AB minus 3A? AB minus 3A plus AB minus 3A pe lângă X plus Y. X plus, da? A pătrat. Apa, ce scrie în creta, da? A, B, minus 3, A, pe lângă X plus Y, X plus Y. Plus B pătrat. Plus B pătrat. Minus 6, B. Minus 6, B. Plus 12. Este identitate, indiferent ce X și Y. Asta trebuie să fie adevărat, oricare ar fi X, Y. Oricare, X, Y de unde? Din G. Nu din G, X-ul și Y-ul de unde? Sunt de mier, parcă, că funcția parcă de mier. Oricare, X, Y din I, care aparține I. Când apare identitatea asta perfectă? A pătrat X, Y este aici. Când coeficientul X, Y de aici este identic coeficientul X, Y de aici. Deci, neapărat trebuie să se întâmple așa. Identificăm după X, Y. Deci ar însemna A pătrat egal cu A. A pătrat egal cu A. Apoi,
Ce este aici în X trebuie să fie cu ce este aici în X. Ce e în Y trebuie să fie din Y. Înseamnă că A, B minus 3A trebuie să fie egal cu 0, ca să te spală asta, că nu este X, Y în partea asta. Deci, na, spunem așa, că identificăm după X cu Y. Și asta, B minus X cu Y, că aici înseamnă A, B minus 3A, A, B minus 3A, egal cu 0. Apoi, termen liber, da? Termen liber, e vorba de B, B, nu, de termen liber. Adică, ceva la 0 aici, deci nu mai am. Termen liber, spunem aici. E B de aici, partea asta e cam tot ce în fapt de cealaltă. B pătrat, minus 6B, plus 12. Deci, pentru a avea morfism, trebuie să avem aceste relații. Rezolvarea lor ne conduce pe valorile la și pe care ne interesează. Ei, am pe care ne calculat aici, am două alternative. A egal cu 0 sau A egal cu 1. A egal cu 0, nu cred că convine. Din coace, voi avea iar două variante. A egal cu 0 sau B egal cu 3. A egal cu 0 sau B egal cu 3. Și acum aici avem de rezolvat ecuația B pătrat în 7, B plus 12, egal 0. A egal cu... Cum mai cu 1? Că tot 0 mai dat aici. Îmi scot pe A, factor, din A, pentru că de minus 3. E bun așa. Vine A egal cu 0 și B egal cu 3. Iar aici când rezolv ecuația, voi obține B pătrat în 7, B plus 12, egal 0, mă duce la B egal cu 3. Și 4. Sau B egal cu 4. B egal cu 3 sau B egal cu 4. Ei, A egal cu 0. Dacă A egal cu 0, ce se va întâmpla? Funcția Y de X va fi egal doar cu B. Și atunci... El știa acolo și... Poftim? Avem, el știa de domeniu. Și se exclude de el. Bine, noi am luat pe X și Y din el stea. X-ul și Y sunt din el stea. Dar A-ul și B-ul nu spun nimic acolo, spun niște numere reale. Deci noi am putea să vedem dacă luăm pe A egal cu 0, atunci B-ul poate să fie fie 3, fie 4, da? Deci avem mai multe alternative pentru morfism. Care ar fi variantele? N-am înțeles. Sumăm pe A egal cu 1. Da, dar ne gândim că pe unul el trebuie să fie bijetivă. Și dacă luăm pe A egal cu 1, A egal cu 0, el de X egal doar cu B. Și în urmă, funcție constantă, funcția constantă nu este bijetivă, că nu este subjectivă, nu este bijetivă. Și atunci, A-ul trebuie să fie, din nevoia de bijectivitate, A-ul trebuie să fie diferit de 0. Deci bijectivitatea reclamă că A diferit de 0. Și dacă A nu va să fie 0, rămâne A egal cu 1. Merge cu varianta A egal cu 1. Și atunci să vedem ce funcție vom avea. Iată să zicem aici, pentru A egal cu 1, A egal, pentru A egal cu 1 și B egal cu 3, rezultă el de X egal cu egal cu X plus 3. X plus 3. Mai pot lua varianta A 1 și B egal cu 4. A egal cu 1, B egal cu 4. Și atunci F de X egal cu cine? Cu X plus 4. X plus 4. Bine. Acum, trebuie să vedem dacă funcțiile acestea, că nu știu pe care să le au. Sunt două variante. Deci, două ani în funcție. Însă trebuie să văd... Trebuie să văd cine are valori în G. Păi valorile, X-ul pleacă din R plus cu valori în G. Adică X plus 3 trebuie să fie mai mare strict decât 3, când elementul aici. Așa, da. Și n-am decât să spun din nevoia asta că X plus 3 mai mare ca 0, deci X mai mare ca minus 3. Da. X mai mare, pardon, decât de
este, G-ul este de la nu mai fără. Deci dacă spune mare ca 3, deci X mai mare ca 0. Și iată că este strict mai mare ca 0, că el cu stea. Fără seama. Deci este adevărat chestiunea, mă liniștește. Și una și cealaltă îmi rezolvă problema. Mă interesează acum. Să văd care din ele pe care le iau, una în grup, mai de la un două. Poate să există aceste ambele funcții care se realizează morfismul. Însă, prin morfism, asta e foarte prin morfismul respectiv, a putut și bijecții, deci prin izomorfismul care, de care vorbesc, elementul neutru, elementul neutru de aici, se duce element neutru din partea ceva. Deci un control care de fapt este asta, elementul neutru de aici, de la mulțime. Care este elementul neutru la mulțime? 1. Este dus un element neutru din ce? Care este? 4. Deci, vă rog să vă dați. F izomor G cu steluță izomorf cu el plus steluță cu înmulțirea înseamnă F de element neutru, F de 1, trebuie să egal cu elementul neutru din G care a fost cât? 4. F de 1 este egal cu 4. Care este cea care face în serviciu? F de 1 egal cu 4? La prima. 1, 1 plus 3, 4. Dacă mă duc la roa, 5. Deci, elementul de 1 egal cu 4 înseamnă că funcția care mă interesează este f de x egal cu x plus 3. Iată cum am făcut selecție. Erau două funcții. Două posibilități erau. Din cele două, dar pe una am luat-o ca fiind bună, datorită faptului că elementul de 1 se duce în elementul de 1. Deci f de 1 egal cu 4 înseamnă că f de x egal cu x plus 3. Autorul mi-a spus așa. Vă dau legea, nu știu, vă dau mulțimea g egal cu 3 plus infinit. Vă definesc o lege de compoziție acolo. Sau vă duc o aplicație, cum nici n-am spus că e lege. Arătați voi că raportul prima e grup abelian. Și pe urmă arătați că grupurile găsiți pe A și pe B, că nu știam cine funcția. Găsiți pe A și pe B. Cine sunt aceste două valori? Așa fel, încât cele două grupuri să fie izomorfe. Deci el nu ne-a indicat funcția cu foarte multă precizie. Funcția, vedeți, are doi parametri. Pe A și pe B. Și noi ar trebui să găsim pe A și pe B cu condiția ca cele două grupuri să fie izomorfe. Adică funcția asta care le leagă, care face corespondența de la R la G, trebuie să fie morfis. Și ca să fie morfis, trebuie de venit după înțea de aici, de aici, compus cu Y. După prima din el, înmulțirea, egal cu F de X compus cu F de Y, deci imaginele, după legea din grupul G, care este steluță, așa notată, și funcția să fie vigenți. Noi ne-am ocupat de morfis. Și lucrând morfismul, am constatat că am mai multe alternative. Aveam posibilitatea să plec cu A egal cu 0, B 3, A 0, B 4, A 1, B 3, A 1, B 4. Vreo 4 posibilități. Însă A egal cu 0 pică pentru că noi doream să fie funcția injectivă. Și funcția e de exegal cu o constantă, nu poate să fie injectivă, el nu este injectivă. Pentru că toți X și au aceeași mași. Deci aceasta nu este o funcție injectivă. Deci nu este întâi și întâi injectivă. Și atunci am picat A 0. Și am mers cu A egal cu 1. Dar A egal cu 1 lasă libertatea să iau și pe 3 și pe 4. Cu B3 înseamnă funcția f de x egal cu x plus 3 și cealaltă e f de x egal cu x plus 4. Iată două funcții sunt. Păreau să fie două funcții. Însă, am făcut selecții între cele două, apelând la ceea ce știam foarte bine, că prin morfismul, prin funcția care le realizează izomorfismul între cele două, înseamnă că elementul neutru de aici, din prima, este dus în elementul neutru. Cum elementul neutru din G la 4, așa l-am găsit, da? Elementul neutru la mulțire este 1. Deci, este un egal cu 4. Care e funcția care face f de x egal cu x plus 3. Aceasta a fost ieșirea la avut, dar trebuie să vedem un altă ieșire. Am să intre cu altă funcție.
Ia șterge tu tabla cu... Aici, îți dau până pe Cristo, repede șterge. Deci e vorba de... Funcția e de X egal, nu, fie G egal, dă voi. Fie G egal cu 1 plus infinit. 1 plus infinit este 1 de 6 plus infinit. Pe această mulțime, pe acest interval, definim X compus cu Y, X steluț Y egal cu radical din radical din X pătrat Y pătrat. X pătrat Y pătrat. Minus X pătrat minus Y pătrat. Plus 2. Radical din toată. Da? Deci radical din X pătrat Y pătrat. Plus X pătrat minus Y pătrat plus 2. Oricare ar fi X, Y din ce? Întrebările care se pun sunt următoare. Să se arate că G cu steluță G cu steluță este grupa abeliană. Asta este B mic, să se găsească A și B, așa încât funcția e definită pe 0 plus infinit, 0 de 6 plus infinit, cu valori în 1 plus infinit. Având rețeta F de X de sub, F de X egal cu radical din AX plus B, să realizeze un izomorfism de grupuri. Da? F izomorfism de grupuri. F izomorfism, da, de grupuri. F asta spune izomorfism. Nu-i bine. F izomorfism. F izomorfism de grupuri. Pentru asta, o să spunem că el plus steluță, deci fără zero. Cred că cu operația de mulțire, trebuie să fie izomorf cu C, cu operația steluță. Cine este HB? Asta e problema. Dar mai întâi, atât prima chestiune era să dovedim că grupa BD. Cum procedăm? Trebuie să arăți să arăți de ce este. Da? Că este corect, domin sau la lege de compoziție. Este
echivalent cu x pătrat y pătrat minus x pătrat minus y pătrat plus 1. Dar nu are casă. Adunăm un 1 în ambii membri. Și urmează x pătrat y pătrat minus x pătrat minus y pătrat plus 2. Asta ce? Extragem la casă în ambii membri. Dar are rost să extragem pe vreme mai mare ca 1. Și vine radical din toate chestia asta. Radical din x pătrat y pătrat minus y pătrat plus 2. Mai mare ca 1. Dar cine este asta? Este? Deci vine x plus y, x compus cu y. Aparține lui ce? Deci, am avut x mai mare ca 1, x pătrat mai mare ca 1, y mai mare ca 1. Asta s-a tradus, am mulțit și a ieșit, da? Ai plecat de fapt cu x mai mare ca 1 și y mai mare ca 1. Pentru că ai plecat x și y aparține lui ce? Și ai reieșit de x. X compus cu y aparține lui ce? Ai plecat cu elemente din ce și compus cu locul dat tot elemente din ce. Acum ce trebuie să arătăm? Asociativitate. Hai să vedem. Asociativitate. Da. Mentru. Să vedem mentru. Plus x pătrat plus y pătrat.
Mai este pe o mână, se spărtează pe asta. Asta este membru 1. O să vedem fără o pauză, faceți membru 2. Da? Egal cu x, da. Și adică la pătrat x pătrat, ai dus tot 1 stânga și a avut minus 2x pătrat, nu? Minus 2x pătrat. Deci ai spus x pătrat pe lângă... E pe lângă x pătrat în sun și minus 2 pe lângă... Minus 2 pe lângă x pătrat... X pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Așa. Și acum, egal cu seama, da? Da. Pe lângă e pătrat minus 2. Cum x strict mai mare ca 1. Rezultă e pătrat. Băi, dar strict frumos, scriu frumos. Nu înseamnă așa să zic. E pătrat egal cu? Egal cu 2. De unde rezultă că e egal cu radical din 2. Plus minus, dar nu te interesează la valori negative, pentru că elementele fost de la 1 până. De ce e egal cu radical din 2? Acesta este elementul neutru. Ce urmează acum, după ce este elementul neutru, studiez la fiecare care sunt simetrizabile. Hai să zicem aici. O să arată x aparținând ce este, să rezulte. Există unic. Unic x prim. X prim. Care aparținând ce este. Astfel încât. X opus cu X prim egal cu E. Adică radical din X pătrat, X prim pătrat, minus X pătrat, minus X prim pătrat, plus 2, egal cu radical din 2. Da. Poate că e. Și egal cu X pătrat, X prim pătrat, minus X pătrat, minus X prim pătrat, plus 2, egal cu 2. 2 plus 2. X prim pătrat pe lângă X pătrat minus 1 egal cu X pătrat. Așa vine? Da. 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 Când X prim pătrat va fi egal cu X pătrat supra? X pătrat minus 1. Și asta e sigur mai mare ca 1. Da, X prim caută, sigur. X prim egal cu radical. X prim egal cu radical. Din? X pătrat. La X pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Asta înseamnă că fiind X pozitiv, trebuie să iei un modul. Deci egal cu X prim radical, egal cu X supra radical din X pătrat minus 1. Trebuie să asigur că X-ul este... De unde e X-primul ăsta? De unde este? De unde? Deci mai mare ca 1. Ce înseamnă? X-primul mai mare ca 1. Deci X-primul mai mare ca 1 este echivalent. Echivalent cu... Ați spune că X pe radical X pătrat minus 1. Mai mare ca 1. Ce ce-ar însemna? X minus... Radical din X pătrat minus 1 supra... E, poți zici la pătrat, și-a luat același viitor, fiind pozitiv ăsta, X mai mare decât radical. Asta da, X mai mare decât radical din... Scrie de sus aici, X mai mare decât radical din... Din ce? Pătrat la pătrat. Da. X pătrat mai mare decât X pătrat minus 1. Adică? 0 mai mare ca minus 1. 0 mai mare ca minus 1. Și este adevărat. Da. Este adevărat. Abia acum spunem că am dovedit. Asta de vorbim de răspuns simetrizat. La fiecare element X găsește un X' de tipul X pe el radical din X pătrat minus 1. Dacă toate elementele sunt simetrizabile, contrarietatea este făcută. Ce înseamnă acum? Abia putem să clarificăm din tot ce am făcut până acum, că ce dotat cu legea respectivă, ce este? Este grupul abelian. Și punctul A, grup abelian.
Deci asta este rezolvat. Grup Apelia. Ce am urmat să facem? Punctul B. Ce spune la punctul B? Simba și de... Da. Încă să fie morfid, să fie, cele două grupuri să fie izomorfe. Da? Grupurile să fie izomorfe. Când funcția asta reacțează un izomorfism? De la 0 posibil la 1 posibil. Când reacțează un izomorfism? Dacă și numai dacă, deci izomorfism. Dacă și numai dacă, acolată, dacă și numai dacă e morfism, morfism. Și de sub e bijectiv. Deci numai un morfism bijectiv face chestia asta. Deci numai un morfism bijectiv. Ce înseamnă că el să fie morfism? Păi da, ierful cu mulțirea. Mulțirea? De ierul cu mulțirea. Și ierul pleacă de aici. Da. Ierf de x ori y. Da, scrie legea. Ierf de, ierf de x ori y. De fapt, ierful de x. Da, steluță. Ierf de y. Ierf de x ori y. Hai să spun. Ierf de, ierf de x ori y. Este egal cu. Deci, ai lovit pe x, am lovit pe x-ul de x, n-am lovit pe x-ul de x. Asta este de x-ul de x. Acum, f de x, steluță f de y, este egal cu radical din f de x pătrat, da, ori f de y pătrat, minus f de x pătrat, minus f de y pătrat, minus 2. Da. Pătratul ăsta se duce la, la funcție. Funcția la pătrat, da? Nu arunca așa, ce se vede partea unde mai ușor. Plus 2. Da. Plus 2. Și ăsta e f de x-ul. Cine este f de x-ul? E ax la term x. Iar f la pătrat s-a mai spus, băi. Deci egal cu dedesubt, cu radicalul din. Radicalul din. Ai spus B. Ai spus B. De lângă. De lângă ai spus B. Da. Minus. Ai X plus B. Minus. Ai Y. Minus. Deci minus. Ai X plus B. Dar fiind minus o fac minus. Minus B. Minus ai Y. Minus B. Plus 2. Și egal cu radical din. Radical sunt aici. Radical din. A pătrat x, y. Da. Plus a de x. Plus a de y. Plus de b pătrat. Da. Minus a x. Minus. Ai minus 2 pe 2. Minus 2 pe 2. Acesta este, nu? F de x ori y aveam aici și f de x așa, compus că f de y există asta. Și egalitatea lor înseamnă radicalul ăsta să fie egal cu radicalul ăsta. Deci scrie așa. F de x ori y egal cu f de x. Mai scrie. F de x ori y. Egal cu f de x compus cu f de y. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Și acum dedesubt eu am să șterg linia asta. Dacă și numai dacă. Sau tot mai scrie acolo. Nu, nu, nu. Scrie, scrie exact. Radical din ax. Păi în stânga ca să se capă. Radical din axy plus b. Să fie egal cu radicalul b. Scrie tot. Radical din. A pătrat x, y. Plus a de x. Plus a de y. Plus b pătrat. Minus a de x. Minus a de x. Minus b de. Plus z. Așa. Și acum, o să ridicăm amintirea la pătrat, de fapt,
a pătrat x, y, plus a de x, plus a de y, plus b pătrat, plus minus a x, minus a y, minus b pătrat. Da. Și ce-a fost greu? Trebuia să organizezi un pic cu x, termen, deci vine a, x, y, plus b, egal cu a, x, y, plus b, egal cu a pătrat x, y, plus x pe lângă. A, b, așa, minus a, da, plus y, plus y pe lângă, a, b, minus a, da, plus b pătrat, minus 2b, plus b. Egalitatea asta mai trebuie să mai dea pe acolo aici. Nu. Deci, întrebuie. Deci, egalitatea înseamnă sistemul de condiții. După x, y se identifică. X, y, două condiții. Înseamnă a egal cu a pătrat. Apoi, după termenul x, a, b minus a egal 0. După x două puncte, ab minus a egal 0. După y, tot același lucru. Pune și după y ca să înțeleagă toată lumea, deci ab minus a. Și termen liber, egal cu termen liber. B egal cu... plus 2. De acolo înseamnă că a egal cu două variante, 0 și 1. De aici am reușit că a egal cu 0, b egal cu 1. Deci punem partea asta. Deci de acolo a egal 0 și de sub a egal b egal cu 1. Iar de aici am reușit că b egal cu 1 și 2. Minus 3 b plus 2. B egal cu 1. Sau b egal cu 2. B egal cu 1 sau b egal cu 2. Din motive identice ca și în discuția anterioară, din acele motive au urmat schiza. Că dacă au 0, atunci funcția este constantă și nu mai este vigență. Și atunci vă spune că la diferit de 0. Aici sunt. A vigență spune A diferit de 0. Și rămâne doar la egal cu 1. Dar cu a egal cu 1, câte variante o să am? Două. Două. Ia să vedem ce voi avea cu a egal cu 1. Iată, aici era funcția. Deci o să spun f de x odată. A egal cu 1, a egal cu 1 și b egal cu 1, înseamnă f de x egal cu 1. Că radical din x plus 1. Și o altă variantă? A egal A. A egal cu 1. Și B egal cu 2. El de X va fi egal cu radical din X plus 2. Da. Bine. Ma, între aceste două funcții, rămâne să vedem pe care o alegem. Mai rămâne condiția de la morfism, că spuneam element neutru, să duce în element neutru. Care era elementul neutru la mulțire? La mulțire, elementul neutru este 1. La mulțire. Și la ceartă este 1. Da? Deci f de 1, f de 1 trebuie să fie egal cu radical din 2. Radical din 2. Și prima. Cum ai prima, da? F de 1 egal, facem acolo, f de 1 egal cu radical din 2, valabil pentru funcție f de x egal cu cealaltă, dacă ne ducem aici, facem f de 1 egal cu radical de 3. Și nu este elementul neutru. Deci, în concluzie, asta este și funcția. Subliniem, asta este funcția. Acum trebuie să arătăm că este bijectivă. Deci, f definită pe, să zicem, f definită pe, care la 0 deschis la plus infinit, cu valori
în expresie de x egal cu x. Dar care x plus 1? Trebuie să arătăm bijecție. F bijectivă. Așa. E bijectivă, dar ce este subiectivă și injectivă? Injectivitate. Îți place mai mult, da? E injectivă. Dacă și mai dacă? Dacă și mai dacă? F de x. Din F de x1 egal cu F de x2. Să rezulte. X1 egal cu F de x2. Echivalentul. Echivalentul. F de x1 egal cu F de x2. F de x2. Da. F de x2. F de x2. Radical din x1 plus 1 egal cu radical din x2 plus 1. Uităm la data asta, la momentul. Da. Pentru că x1 plus 1 egal cu x2 plus 1 egal cu x2 plus 1 egal cu x2 plus 1. Injecție. Deci rezultă că este ce? Funcția este? Injectivă. Injectivă. Da. Fiind injectivă. Injectivitatea, mă interesează subjectivitatea. Care e definiția subjectivității? E subjectivă, dar ce mai mult? Oricare ar fi Y de la 1 încolo, dincolo de meu, să rezulte că există X, de unde? În domeniul de la 0 la puțin din ei, da? Așa încât, ce se întâmplă? F de x egal cu y. Asta e de x egal cu y. Așa, încât e de x egal cu y. Egal cu y. Deci. Bun. Deci f de x egal cu y e radical din x plus 1. Exact. Deci zicem radical din x plus 1, acolo se lucrează. Egal cu y. Egal cu y. Din relația aceea trebuie să-l găsești pe x. Adică la pătrat al numărului. Am spus unul că e dat prin interzat, rezultă pe x. E dat prin interzat, nu știu. Nu, nu înțeleg. Așa. Și de acolo s-a spus pe x din relația asta. X-ul ăsta trebuie să arăți că este... De unde este x-ul? Așa. X mai mare ca 0, echivalent cu a spune. X mai mare ca 0, echivalent cu 1. Adică, pătrat mai mare ca 1. Da, e mai mare ca 1. Și cum Y uit la 1 încolo, da. Este adevărat. În concluzie am arătat că și funcția, că funcția asta este subjectivă, este injectivă. Deci este bijectivă. Și morfismul acesta bijectiv este un izomorfism. În final, cele două grupuri luate în discuție sunt izomorfe. Izomorfismul acesta este asigurat de funcția pe care am dat-o mai devreme, radical din x plus 1, ce am descoperit de noi în final. Da? Bun. Acum, haideți să mai facem încă o chestiune. Spuneți așa, mai departe. Punctul C, dacă au fost două puncte, dar mai băgăm un punct, să se calculeze x la y, scrie punctul C. Să se calculeze x la puterea n egal cu x ori x ori x ori x compus cu x, pardon, x compus cu x, compus cu x, compus cu x, de câte ori? Vezi că compusul și cu, deci x, compus cu x, compus cu x, compus cu x, de câte ori, de n ori. Trebuie să-l găsești x la el. Trebuie să găsești x la el. Cum arată x la puterea el? Încercăm prin inducție. Pentru n egal cu 2. Pentru n egal cu 2 avem. X la a doua. Compus cu x. Și că dacă radical de x la a patra.
Deci x la 4. Da, 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 x la 2, x la 2. Bine, x la 4. Minus 2 x la 2. Da. Plus 2. Plus 2. Și egal mai departe cu? X pătrat plus 1 la 2. Ar veni x pătrat. Plus 1 tot la 2. Minus 1. Minus 1. Tot la 2 plus 1, da? Deci egal de desubt. Radical din x pătrat minus 1 totul la a doua plus totul așa, da? Și egal cu cam atât, mai mult de asta nu mai știu ce să fac. X pătrat minus 1 la a doua plus 1. Asta ar fi pentru ne egal cu 2. Hai să vedem pentru ne egal cu 3 ce ar fi. Zi așa. Pentru ne egal cu 3. X la a 3 egal cu x la 2 x. Egal cu x la 2 x, corect. Și egal cu, n-ai fost atent unde se scrie jos, dar n-ai. Și egal cu radic x la 2 compus cu x trebuie. A. Și egal cu radical din. Pe x la 2. Păi uite de... Păi este x la 2. X, hai să vezi. Fii atent. Ca să nu greșești. Cine este x la 2? Este chiar radicalul ăsta. Da. Compus. Cine e radical din... din... cel de pe locul întâi. Care zice, cine e cel de pe locul întâi? Ăsta, la pătrat. X pătrat minus 1 la pătrat plus 1. Totul de mulțit cu... cu x pătrat. Cu x pătrat. Minus. Deci minus ăsta, deci minus în paranteze. X pătrat minus 1 la pătrat plus 1. Că ridicându-l la pătrat se pare. Minus. Minus x pătrat plus 2. Și egal cu. Ia să mă de ce e o cinematoră interesant. Egal cu. Radical din. Îți face x pătrat cu x pătrat minus 1. Da, îți facem paranteză. X, eu aș spune să scrie așa, x pătrat minus 1 la pătrat, ori x pătrat. Da? X pătrat minus 1 la pătrat. X pătrat. Da. Plus x pătrat. Da. Minus, minus, minus x pătrat. Minus 1 la pătrat, minus 1. Corect. Minus x pătrat, plus 2. X pătrat, x pătrat. 1. Așa. Și gata, hai să scriem, să o scriem încă o dată. Tatăl x pătrat, minus 1. Bun, bun, bun. X pătrat, minus 1. La pătrat. Pe lângă. X pătrat plus 1. Corect. Plus 1. Plus 1. Deci mai departe. Deci la mai departe cu x pătrat minus 1 la... la 3. Da, da. Radical din x pătrat minus 1. La 3. Plus 1. Plus 1. Ia să fie toate ce am găsit noi. Am găsit x la a doua. Ar fi egal cu radical din x pătrat minus 1. X pătrat minus 1 la a doua. Plus 1. Da? Am găsit împreună. X la a treia. Mi-a dat radical din x pătrat minus 1 la a treia. Da? Plus 1. Crește puterea. Așa ar vrea să crește. Da? Dacă este adevărat. Acum trebuie să fac pe x la a patra. Și trebuie să fie x pătrat minus 1 la a patra. Plus 1. Să vedem dacă este așa. Haideți că sunt chiar curios. Pentru și voi să descurioși. Descurieți pentru e egal cu falso. Da. Rezultă că x la 4. Da. Egal cu x la 3. Compus cu x. Care e egal cu? Hai să facem compurea mai întâi. Radical cu. Radical din x la 3, care este acela la pătrat. Și la pătrat de spate radicalul. Da. Și
vin x pătrat minus 1 la 3a plus 1. Pune într-o paranteză, lasă, e foarte bine. Că ăsta, de pe locul 1, se mulțește cu ăla de pe locul 2. Dar mai este ori x pătrat minus minus ăsta de pe locul 1. Da, iar da. Deci minus pe lângă, o paranteză dreapă, punem tot așa, ca să avem privire să nu greșim. X pătrat minus 1 la 3a. Da. Plus 1. Exact. Egal, cu unde de sub? La de cald. X pătrat minus 1 la 3 ori x pătrat. Da. Minus. Plus x pătrat. X pătrat. Minus. X pătrat minus 1 la 3 ori. Minus 1. Minus x pătrat. Plus 2. Sau x pătrat. X pătrat. Da. Plus 1. Ce e galba acolo? E galba. Radical minus. Pentru un factor. Da. X pătrat. La 3-a. Pe lângă. Pe lângă X pătrat. Minus 1. Minus 1. Plus 1. Și e galba. Radical minus. X pătrat. Minus 1. La 4. Plus 1. Plus 1. Într-adevăr, așa este. Am anticipat bine. Deci X la A4, acum o să spui cu toate, da? X la A4 mi-a dat foarte bine, așa cum am întâlnit. Facem un X la K. Aaa, te gândești la inducție. Da. Că nu o să trecem așa până mâine dimineață. Da? Deci presupunem, păcăle către asta, așa presupunem că avem până la ordinul K. Deci presupunem. Deci la etapa a doua. Asta, de la ce nu vreau început de inducție. Deci verificarea a fost la etapă. Și acum etapa a doua, demonstrația. Demonstrația. Deci presupunem, pe de etapă. Pe de etapă. Că este adevărat. Adevărat. Este adevărat. Adică cine este? Că X la K ar arăta ca fiind egal cu radical de na, e calcul. Nu. X la K, dacă e adevărat, arată... Radical minus la K. X pătrat minus 1, tot la... Tot la... K. Minus 1 la K. X la... La K. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Deci, asta e adevărat, e verificat-o până la urmă. Și ne întrebăm. De de K plus 1, o fi adevărat, oare? Cine o fi pe DK plus 1? Să vedem. Cine ar trebui să fie X? Înseamnă că X la puterea K plus 1 ar trebui să arate egal cu radical din... Nu, X la K plus 1, nu? A, da. Hai, muncesc. Egal cu... X la K plus 1. Da. Egal cu... Radical din... X la K la Iisus la pătrat dispare. Deci vine... H, X pătrat minus 1 la K plus 1. Tot în paranteză mulțit cu X. X pătrat. Bun. Minus paranteza. X pătrat minus 1 la K plus 1. Corect. Minus X pătrat. Plus 2. Plus 2. Punem 2 de rezult. Și e calcul de la capăt. Egal cu radical minus X pătrat minus 1 la K ori X pătrat. Da. Min plus X pătrat. Corect. Minus X pătrat minus 1 la K. Minus 1. Minus X pătrat plus 2. Da. X pătrat plus 2. Da. Scoatem un X pătrat minus 1 la K în față. Da. Și egal cu X pătrat minus 1 la K. Pe lângă. X pătrat. X pătrat. Minus 1. Minus 1 plus 1. Și egal cu radical din. Și egal cu radical din. X pătrat minus 1
Totul la calcul solo. Corect. Plus 1. Plus 1. Așa este. Deci și pe de capul solo, deci se rezolvă pe de capul solo, este adevărat. Dar, de fapt, ca să demonstrezi, te folosești pe de cap. Deci am arătat, scriem, am arătat că pe de cap implică pe de capul solo. Am arătat că pe de capul solo implică pe de cap. Se zice primul. Implică așa, se zice, pe de cap. Deci pasul din urmă, te ajută să demonstrezi pasul următor. Deci pe de cap, face și pe de capul solo. Deci dacă pe de cap este adevărat, face și pe de capul solo este adevărat. Asta înseamnă că pe de el este adevărat, oricare ar fi el, natural. Deci pe de el este adevărat tot timpul. Da. Deci cine este pe de el? Că îți permis să spui sus că pe de el arată, adică arată egal cu rațional. Spui cine este X la el? Chiar așa, egal. Și la întrebarea cine este X la el, răspunsul este radical X pătrat minus 1 la el, plus 1. Ca să putem dovedi acest lucru, să putem arăta acest lucru, am folosit inducția matematică. Iată, instrumentul acesta al inducției trebuie să fie foarte bine stăpânit de voi, să-l aveți oricând, nici nu știți când aveți nevoie de el. Am văzut inducția bune folosită la AIM, pe la limite de șiruri, pe la sume, divizibilități. Nu ne-am gândit niciodată, iată, la șiruri, nu? Pentru la legi de compoziție, chestia asta, se găsesc fix la el, cum arată. Deci, inducția de un instrument foarte valoros, un instrument matematic foarte valoros, pe care îl folosim, sau de care îl folosim, poate în cele de situații impunite. Poate, când avem așa o situație, facem multe așa. Hai să ne punem într-un punct. Ăsta a fost punctul C, legat de subiectul anterior. Și să zicem D. Punctul D este așa. Să se arate că 1 pe sin de X, compus cu 1 pe cos de X, compus cu 1 pe cos de X, egal constant. Egal? Constant. Constant. Adică este o constantă. Oricare ar fi X care aparține 0 pe 2. E constant oricare ar fi X care aparține 0 pi supra 2. Cum arătăm așa asta? 1 pe sin, compus cu 1 pe cos. Le facem un lege. A, așa. Păi nu uităm lege, ce zicem? 1 pe sin de X compus cu 1 pe cos de X. Egal cu cine? Egal cu acesta. Bine. Din 1 supra sin pătrat de X pe cos pătrat de X. Da, pe cos pătrat de X. Din 1 supra sin pătrat de X. Da. Din 1 supra cos pătrat de X. A. Și egal, nu cream. Nu uite oricum este sin pătrat de cos pătrat. Orice egal cu cos. Radical. 1 minus cos pătrat de X. Așa. Minus sin pătrat de X. Plus 2 sin pătrat de X, cos pătrat de X. Totul supra sin pătrat de X, cos pătrat de X. Egalul. Dăm radical din 1 minus cos sinus pătrat de X. 1 minus cos pătrat e sin pătrat. Poți să spui. Ia zic, sin pătrat de X minus sin pătrat de X. De fapt, sin pătrat și sin pătrat. Corect. Corect. Sin pătrat și sin pătrat. Da, da, da. Deci vine 2 sin pătrat cos pătrat. Totul supra sin pătrat de X, cos pătrat de X. Și egal cu radical de 2. Deci, în final, am arătat că este o constantă.
Deci, e foarte clar, așa este, este o constantă, nici nu cap pe discuții. Un alt exercițiu care, știu de tata repede, pe care vi-l propun. Poate las ca și temă, pentru că nu știu dacă mă aveți timp, sunt cred că mă avem. Iată, fie G1 egal cu intervalul minus 1 și G2 egal cu intervalul 1, 2. Pe G1 definesc legea următoare. X compus cu Y este egal cu X plus Y supra 1 plus XY. Pe G2 definesc legea X, cercuresc cu Y, egal cu 3XY minus 4X minus 4Y plus 6. Și cealaltă, și supra 2XY minus 3X minus 3Y plus 5. Aici, oricare ar fi XY din G. Și aici, oricare ar fi XY din G1 și din G2. Ce lucru cerem în legătură cu ceea ce am formulat mai sus? Să se arate. Am că G1 dotat cu steluță este grup comutativ. Nu fac elianta. Pe G2, B. Pe G2, dotat cu legea. Așa, asta este grup abelian. Ce? Fie o funcție F definită pe G1 cu valoare în G2, având expresia F de X egal cu 3 minus x supra 2. Așa este funcție realizează un izomorfism între cele două grupuri. Deci G1 dotat cu steluță este izomorf cu G2 dotat cu cerculeță. Acesta ar fi chestiunea care vă las ca temă pentru data viitoare. Deci, haideți să vedem un pic ce lucruri ar trebui să arătați aici. Eu n-am să spun de la început că sunt legi de compoziție. Sunt niște aplicații definite pe G1 și pe G2. Trebuie voi să stabiliți că legile sunt interne sau că nu, compusul ne păstrează în aceeași mulțime. Deci luați oricare două elemente X1 și X și Y de aici, între minus 1 și 1, și compusul să fie tot acolo. Asta e X-ul ăsta la mai întâlnit, mai multe. Iar acum luăm două elemente X și Y între 1 și 2 și compusul să ne păstreze tot acolo. Aici se lucrează un pic. La puținat se lucrează destul de bine. După care, arătăm toate axiomele grupului atât la G1 cât și la G2, în raport cu cele două legi. După ce am stabilit că sunt grupuri abeliene, am făcut abeliene, am făcut pe A și pe B. Acum, că funcția asta este un morfism, de unde pleacă, la G1, la G2, ce trebuie să arătați? F de. Deci F morfism, aici insist un pic. Morfism. Dacă și numai dacă este. Dacă și numai dacă F de. Așa, că de la G1 a plecat. F de X, ce vedeți că F de X. Corect. Pentru morfism. Da. Și vreau să arătăm că, pentru că, iată, se cere să fie izomorfe, cele două grupuri, E face să fie chiar bijecții. Deci arătăm că este subjectivă și injectivă. Și, îndată, toate aceste puncte au fost A, B, C, rezolvate. Să văd dacă mai am un punct aici. Deci a fost chestia cu izomorfismul. Doar atât.